Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. În studiul nostru din Evanghelia după Marcu, am rămas în la Marcu capitolul 4, de la versetul 35 în jos, este un subtitlu aici, Potolirea furtunii. Domnul Iisus terminase de spus pildele, după care El se retrage și pleacă cu barca, după cum vom împreună cu ucenicii și mai merg, îl însosesc și alții cu corăbile. Și vom da citire din Marcu, capitolul 4, versetul 35 în jos. În acea zi, când s-a înserat, El i-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul mulțimii, ucenicii l-au luat în corabie așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt și valurile loveau în corabie, așa încât corabia era aproape să se umple. Și el dormea la cârmă pe un căpătâi. Și ei l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fii liniștită. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Și el i-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde n-aveți credință? I-a cuprins o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Cine este? Fiul lui Dumnezeu. Interesantă această povestire în care reiese din nou marea putere a Domnului nostru Iisus Hristos și puțina credință a ucenicilor și poate și a noastră când trecem prin furtuni asemănătoare și credem că barca vieții noastre s-a umplut plină cu apă și gata, suntem să pierim. Și atunci strigăm și noi, ca și ucenicii, Doamne, scapă-ne că pierim. Și este foarte interesant și nu m-am gândit până acum, citind acest text, cine a fost în spatele acestei furtuni. Nu ne scrie textul, e adevărat, poate să fie doar o, ce să zic, o speculație, dar nu cred că este un lucru întâmplător, că această furtună era destinată să-i omoare. Dacă Domnul Iisus nu s-a fi trezit, nu l-ar fi trezit ucenicii, ei riscau să moară. Pentru că vedem că ucenicii au epuizat toată maestria lor de pescar și de corăbier și s-au văzut deja în fața dezastrului. Frate Iuliu, vrei să spui ceva? El n-a murit pentru că el e viața. Așa este. N-a putut să moară. Așa este. Așa este. Credem că Dumnezeu ar fi intervenit într-un fel sau altul, dar era clar că ucenicii au încercat ei să rezolve situația. Domnul Iisus venea după, cred că, dacă nu mă înșel, era chiar predica de pe munte. Aici, în Marcu, ne este redat doar două pilde, dar cred că au fost mult mai multe pilde. Sunt Matei 13, cred că. Și Domnul Iisus era obosit, epuizat, că de multe ori mulțimile îl îmbulzeau și n-avea timp să se odihnească. Și de aceea, mergând pe barcă, a țipit, cred că fiind chiar obosit. Și ucenicii, după ce, cum am spus, au încercat din răzputeri să facă față acestei furtuni, s-au văzut neputincioși și au strigat către Domnul Iisus. Mă gândesc la un lucru și vă sugerez, cred că s-ar putea chiar Satan să fi fost în spatele acestei furtuni. Și zice, pentru că mai avem un exemplu în Scriptură, că el folosește vântul pentru a nimici, la un moment dat, vom vedea în întâmplarea cu Iov. Țineți minte că cum au murit toți copiii lui Iov? Că Satan a stârnit o furtună din deșert, care a lovit în cele patru colțuri ale casei unde stăteau ei și s-a dărâmat casa lui. Și ce este mai interesant, că niciodată n-am legat această întâmplare de următoarea
în sensul că următoarea întâmplare este cu cei doi îndrăciți din Gadar. Deci Domnul Iisus mergea în direcția respectivă. Intra într-un teritoriu în care era stăpânit de demoni și nu puțin. Era o legiune acolo. Ceea ce nu exclude acest lucru, ca și supoziție, faptul că Satan era în spatele acestei furtuni și dorea ca și de fiecare dată când a încercat, când Domnul Iisus a fost conceput, a încercat să afla lucrul acesta și de când s-a născut, a încercat pe toate căile să-L omoare pe Domnul Iisus. Dacă nu El a pus cine? Exact. Nu cred că Dumnezeu a stârnit furtuna să-i omoare pe ei. Dar ce este cel mai important, că așa cum un câine de vânătoare, zgomotos, când stăpânul lui dă un ordin, se așează la picioarele lui, tot așa vânturile și marea, la strigătul stăpânului ei, se așează la picioarele Domnului Iisus și se potolește, se liniștește furtuna. Și ce este interesant, că pe ucenicii cuprinde o mare frică. Deși știau că e Fiul lui Dumnezeu și au mărturisit și Petru a zis că e Fiul lui Dumnezeu. Dar parcă n-au putut să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă să fii Fiul lui Dumnezeu. Cine este acesta de care ascultă chiar și vântul și marea? Prea de tot. Mi se părea prea mari minunile. Prea mari. La primul program, da? Fratele Nelu, Trebuie să duce. La primul program ne-a dat Coloseni, grupul 16. Poți să-l pui. Aline, te rog, lasă sunetul și mergi cu microfonul. Împărțiți-vă. Nu e nevoie de doi. Ca pentru să s-audă. Fratele Nelu a tratat foarte fain acest subiect la primul program în Coloseni 1:16. Toate lucrurile au fost făcute din El, prin El și pentru El. Așa că Domnul Iisus era stăpân al tuturor acestor lucruri. Da. El a creat totul. Cum să nu-L asculte? Corect. Numai și fătura cea mai minunată, cea mai superioară, e singura care nu îi se supune. Asta e paradoxul. Omul e cea mai nesupusă ființă. În rest, totul este supus. Tati? Am mai vrut să amintesc tot aici, legat de ce amintea și fratele Sandu, că nu numai că Tati, țin la gură. A creat toată creația, dar a făcut și legile Universului să lucreze pentru eternitate. Aceste legi, când stăm să ne gândim cu uimire, de exemplu, astăzi vrei să dai telefon în America. Automat, când ai format câteva numere, deja sună acolo. Cine a stabilit ca în văzut să existe această posibilitate ca undele acestea să meargă așa de rapid? Sau în Australia, sau indiferent unde. Sunt legile Tatălui Ceresc, sigur, nedescoperite de om, până târziu de tot. Dar ele deja au fost puse de multă vreme și sunt și vor exista acolo. Așa este. Așa este. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a creat El. În Domnul Iisus a fost ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Așa este. Și nu ne miră când se mai descoperă unele lucruri chiar și astăzi. Se vor mai descoperi poate încă multe, pentru că în El au fost ascunse. Și mai spune-ne mai departe ceea ce ne amintești tu. Cum sunt descoperirile? Cum adică? În sensul că spuneai tu de cineva, un citat, că omul descoperă pe măsură ce Dumnezeu îi permite să intre în laborator. A fost un artist de-al nostru, Iuri Pascu, mulți l-a știut, și el a spus următoarele. Cât despre știință, acesta este momentul de grație când Dumnezeu dă voie omului să intre în laboratorul lui, să mai descopere ceva la timpul respectiv. Așa este. Mulțumim.
Mai dorește aici cineva să intervină? Da, bine, mulțumesc. Ceea ce putem noi să învățăm, două lucruri fundamentale de aici, ar fi faptul că Dumnezeu, prin Domnul Iisus, deține controlul absolut a oricărei împrejurări. Deci orice situație ce ar surveni în această lume, nimic nu îl surprinde. Și orice, prin orice am trece, noi trebuie să știm că Dumnezeu este la cârmă. Și prin Domnul nostru Iisus. Și atunci noi trebuie să apelăm totdeauna cu încredere la Dumnezeu, că El ne poate salva din orice situație. Și noi să manifestăm credință. Că aici se vede că Domnul Iisus mustră ucenicii cum de n-ați avut credință. Deci ce zice Domnul Iisus? Că și voi ați fi putut să spuneți, să porunciți mării să se oprească. Dacă ați fi avut credință. Nu? Credeți că de ce le-a spus? Altfel nu și-avea rost mustrarea dacă ei n-ar fi putut să spună și ei dacă ar fi avut credință. Știți că la un moment dat spune Domnul Iisus cu cincilor, dacă ați fi avut credință cât un bob de muștar, a spune muntelui acestuia sau dudului, dezrădăcinează-te sau muntelui acesta să se arunce în mare. Deci era posibil. Frate Sandu. Domnul Iisus cu împrejurare le spune că voi veți face și mai mari minuni, mai multe lucruri pe care le va vedea lumea în viitor. Dar vreau să revin un pic acolo ce ai zis cu Satan. În Psalmul 78, versetul 49, zice că Dumnezeu trimite o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Și Dumnezeu, în Deuteronom, zice că Dumnezeu moare și El de viață. Da. Dacă era vorba de compromisul ăsta și ai mințit și am luat verset mai jos, era vorba de credință. Pentru că n-aveau credința suficientă că nu li se revărsase puterea Duhului Sfânt peste ei ca să aibă aceeași putere pe care Fiul Omului, că aici era Fiul Omului, nu era Dumnezeu, nu era autoputernicul. Aici deja era Fiul Omului și a dat un exemplu mare că fii oamenilor ce vor face în viitor. Da. Această clasă, această eclesie. Eu cred, așa cât pot, eu înțeleg de aici că Domnul Iisus nu ar fi cerut ucenicilor ceva ce nu era posibil. Nu cred că Domnul Iisus a făcut un joc de cuvinte puțin credincioșilor sau cum de n-ați avut credință? Pentru ce sunteți așa de fricoși? Deci nu cred că Domnul Iisus ar fi cerut ceva ce ei n-ar fi putut să facă. Nu cred că punea întrebarea asta numai ca să fie pusă întrebarea. Că nu poți cere unui copil, mă copile, de ce n-ai ridicat 20 de kilograme? Dacă el nu-i capabil. Dar Domnul Iisus a cerut ceva ce ei puteau să facă. Și al doilea lucru legat de ce spuneai tu din Psalm, este adevărat ce spui, dar asta nu înseamnă că Satan nu este și el la lucru și nu încearcă să distrugă pe toate căile pe cei credincioși. Prin orice împrejurare. Nu observați voi că fie fizic au încercat să nimicească prin martiri câți au murit și așa mai departe. El totdeauna a încercat să nimicească și sămânța șarpelui. A încercat să nimicească sămânța femeii. Pe Iisus și pe toți ceilalți. Tati? Și apoi mergem la următorul text. Ne aducem aminte că Domnul spune Satan v-a cerut să vă ceară ca pe grâu și eu m-am rugat pentru credința ta. Sigur că adversarul a încercat întotdeauna să aducă acele stări în care să-i descurajează sau chiar să dea înapoi ucenicii. Și vreau să spun acum, dacă ne putem duce cu mintea exact la locul sau la felul în care s-a întâmplat lucrurile. Atunci când vine o nenorocire, o furtună, un trăsnet, așa, atunci nu-ți vine în minte să începi să te rogi. Doamne, scapă-ne, ajută-ne. Ci îți vine în minte cum să rezolvi problema. Cum să ieși din impas. Și atunci e rapid cu gălețul tot aruncat apa în mare, crezând că ăsta e lucru. Partea asta e a lor, să rezolve problema. Dar la ei trebuie atunci, rapid, văzând că lucrul se amplifică, să înceapă să strige, Doamne, scapă-ne, Doamne, scapă-ne.
Adică să apeleze la tatăl. Da, sigur că s-au îndoit, mai degrabă s-au dat Domnul, știm că el rezolvă problema. Și... Dar s-au dus în momentul când barca era deja plină, aproape de apă. Da. Bun, haideți că mergem mai departe, la capitolul următor, unde citim, în capitolul 5, de la 1 în jos. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor, sau în altă parte a gergesenilor. Când a ieșit el din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu lanțul. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obest și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, noaptea, noapte și zi, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat. Și a strigat cu glas tare zicând, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat el. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și ruga stăruitor să nu-l trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și demonii l-au rugat și au zis, trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Și Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000. Și s-au unecat în mare. Și cei care îi pășteau au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și au văzut pe cel ce fusese stăpânit de demon. Și avusese legiunea de demon, stând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Cei care văzuseră cele întâmplate, le-au istorisit tot ce se petrecuse cu cel stăpânit de demon și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. În timp ce era, el se urca în corabie, omul care fusese stăpânit de demon îl ruga să-l lase să rămână cu el. Și Iisus nu l-a lăsat, ci a zis, du-te acasă la ai tăi și spune-le ce lucruri mari ți-a făcut Domnul și cum a avut îndurare față de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole ce lucruri mari făcuse Iisus pentru el și toți se minunau. O altă întâmplare interesantă și de-aia am legat-o, pentru că toate evangheliile leagă întâmplarea cu potolirea furtunii de vindecarea acestui om demonizat. Dacă o să citim, poate că ca să fac economie, nu o să citesc toate evangheliile paralele, deci mai găsim aceeași întâmplare în Matei 8:28, unde ni se vorbește despre doi îndrăciți. Luca, tot în 8, capitolul 8, vorbește de un singur îndrăcit. Știm că dintre cei trei, doar Matei a fost martor ocular. Am citit un pic despre lucrul acesta, se bănuiește că unul ar fi fost poate doi, așa cum zice Matei, dar unul a fost mai feroce, să zicem, între cei doi și de aia poate ceilalți evangheliști vorbesc doar de unul. Era și bun la matematică, doar era valeș. Da, el era bun la matematică. Așa. Important este această minune. Știți că aici, nu știu dacă aici scrie că nu putea să treacă nimeni pe acolo și evitau. Așa că... Poftim? În versetul 28? Matei. Asta vreau să spun, că în Matei scrie aici, nu ăsta. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Gândiți-vă când au văzut că se apropie barca, iar au făcut... S-au pregătit să vină iară să facă scandal, să agreseze pe cei care urmau să vină. Dar interesant că nu cred că demonizatul în sine el l-a recunoscut pe Domnul Iisus, ci tucurile de care erau posedați. Și nu erau puține.
Se zice că o legiune romană la care se face referire cuprindea până la 6700 de soldați, cu tot, cu cavalere. Sau, asta, nu știm exact câți au fost, dar au fost mulți. Mulți dragi au fost. Și ce este interesant aici, sunt niște lucruri care fiecare evanghelie, dacă o să le verificați, spun ceva un pic diferit. În afară de faptul că într-o parte sunt doi sau unul, sunt niște afirmații interesante. De exemplu, aici este un lucru interesant care ar vrea să-l punctez. În Marcu, zice așa, versetul 5 cu 10. Și îl rugau stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. O să revenim asupra acestor lucruri. În Matei 8 cu 29 zice: ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme. Iar în Luca 8 cu 31, dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Da? Aici vreau să zic că dacă le vedem de o altă, da, chiar are noimă că Satana ar fi provocat furtuna. Pentru că nu avea niciun interes ca Iisus ajungă în ținut. Pentru că știa că întâlnindu-se cu acești îndrăciți, el totdeauna când a avut contact cu îndrăciții, i-a exorcizat, a scos dracii afară. El nu avea niciun interes ca el să ajungă acolo. Interesul lui era să nu ajungă acolo. Faptul că ei i-a scos afară pe draci, pentru ei erau în mod de a fi chinuiți. Ce vreau să scot în evidență? Biblia, și tatăl meu amintea de multe ori, și acum e și momentul să amintesc, amintea de multe ori aspectul că sunt cel puțin două feluri de dragi sau de îngeri de căzuți. Unii care sunt legați, care sunt în adânc, și unii care sunt liberi. Acești dragi care erau în acest îndrăcit erau din categoria celor care erau liberi, în sensul că nu erau în adânc. Lucrul acesta e clar din ultimul text care l-am amintit, Luca 8:31, dracii rugau stăruitor să nu-i trimită în adânc. Și vom vedea câteva texte despre unii care sunt în adânc deja. Dacă vă aduceți aminte, în Geneza, o să mergem un pic în Geneza, puțin, dar înainte de a merge în Geneza, o să citesc din Efeseni un pic ca să vedeți că sunt o categorie care nu sunt în adânc, care sunt liberi și care domnesc împreună cu Satan astăzi. În Efeseni 6:11 citim: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Și atenție! Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui cu sensul de unul cu altul, de a lupta cu semenii noștri, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Aduc un text iar legat din Isaia 24:21. Ce se va întâmpla cu aceștia care cu Satan și hardele lui astăzi domnesc? Și de aia, pentru mine, împărăția nu a început, pentru că cerul de sus încă nu a fost curățat. Satan încă domnește. În ziua aceea, zice profetul Isaia, Isaia 24:21, în ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși, ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un număr mare de zile vor fi pedepsiți. Și aceștia cred că pedeapsa lor va fi trimiterea lor în adânc. Și acum o să merg la Geneza ca să vedeți ceva interesant. De ce dracii rugau să nu-i trimită în adânc? Pentru că știau că unii dintre confrații lor deja sunt acolo. În Geneza 6:1 zice așa: când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci
Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Și aici am înțelege că uriașii au fost și înainte de a se împreuna fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Dar uitați cum zice traducerea ortodoxă. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor. Și acestea începuseră a le naște fiii. Aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Știu că aici este și un alt gând, circulă între creștini, în sensul că este vorba de o legătură între fiul lui Set și fiul lui, și fetele, deci fiul lui Set s-au căsătorit cu fetele lui Cain, dar nu cred că este vorba de așa ceva, pentru că Biblia arată și alte texte care confirmă această întâmplare și o să trec rapid. 1 Petru 3 cu 18, unde zice așa. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, atenție, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din unde? Din închisoare. Deci ăștia nu sunt închiși. Adică ăștia sunt închiși. Alții cu Satan încă nu sunt închiși. Din Isaia 24 urmează să fie închiși. Deci care, zice despre ei Petru, mai departe, fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Când? În zilele lui Noe. Când se făcea o corabie în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, anume 8. Deci Petru, prin Duhul lui Dumnezeu, localizează când s-a întâmplat această răzvrătire a îngerilor și arată că, și această pedepsire a unora dintre ei, că s-a întâmplat în vremea lui Noe. Tot Petru spune în 2 Petru 2 cu 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, și atenție, ci i-a aruncat unde? În adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Și Iuda completează iar în 1 cu 6, el a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Poate au fost mai multe texte, dar pentru mine, cel puțin suficiente pentru a înțelege că cel puțin două categorii de îngeri decăzuți, unii care domnesc împreună cu Satan și care încă nu au fost legați și care nu sunt în adânc și unii care sunt în adânc. Că urmează să fie dezlegați, asta este o altă problemă și când, iar este o altă problemă, dar n-aș vrea să discut. Ce mai era un lucru care aș fi vrut să punctez, nu ne scoateți din ținutul acesta, zice una dintre rugămințele dracilor. Foarte interesant că și Satan este organizat, dacă Dumnezeu este organizat și Satan la rândul lui este organizat în toată lumea aceasta și lucrul acesta îl observăm în Daniel, capitolul 10 cu 13, unde ne este relevat un aspect în care Daniel se roagă, dacă nu mă înșel, 21 de zile și după 21 de zile primește un răspuns, întârziat, este adevărat, dar îngerul Gabriel, dacă nu mă înșel, îi confirmă, îi spune din ce cauză a întârziat răspunsul. Așa și zice așa, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă, zice îngerul, 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Și în 20, în același capitol, zice, el mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru, Mihail. De aia, cel puțin din textele acestea, căpetenile acestea nu erau de rang omenesc, nu cred că îngerul s-a luptat cu ființe pământești, ci este vorba de ființe spirituale care domnesc împreună cu Satan și care au ținuturile lor fiecare. Dar aici, dacă vreți să interveniți, puteți să fiți de acord sau nu. Cum
După cum ne relatează Marcu, erau în jur de 2000 de porci. Înseamnă că legiunea, dacă avea 6000 de oameni, cam așa era, între 4000 și ceva și 6000 și ceva, dacă legiunea avea 6000 de oameni, înseamnă că în fiecare porci a intrat 3 draci. Ca să vedem cât de mulți au fost în această legiune. Câte legiuni o fi având Satana pe întreaga planetă? Ne întrebăm. Și nu cred că are o armată de oameni legați. O armată liberă. Cea mai mare parte cred că sunt. Dacă îngeri sunt duhuri care lucrează pentru cei care așteaptă mântuirea, la fel și îngeri căzuți ai lui Satan, sunt duhuri care lucrează pentru Satan. Da. Și sunt mulți. Care încearcă să împiedice planurile lui Dumnezeu. Absolut. Adică încearcă să împiedice dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu, creșterea împărăției lui Dumnezeu. Așa este. Te rog să identifici cuvântul adânc în comparație cu locurile cerești. Adânc. Tartar. Da, tati? Aflăm în Scriptură că Satan va fi aruncat în adânc. De aici iese foarte clar că în viitor Satan va fi în adânc și nu va mai putea înșela și împreună cu el vor fi și îngeri. Adică o legare completă în care nu poate fi activitate. Atât a lui Satan cât și a îngerilor. Căci niciun rău și nicio bătălare nu se va face pe tot muntele meu în timpul împărăției milenare. Ori acești demoni au făcut rău. Da. Au făcut rău. Nu erau în adânc. O identificare în spațiu am cerut, adică în univers. Nu știu. Sincer să, eu nu știu. Eu personal nu știu, dar știu un lucru, că nu în locurile cerești. Pentru mine nu în locurile cerești, pentru că cine este în locurile cerești conduc. Absolut. Și au activitate. Ceea ce cei în adânc nu au activitate pentru că sunt legați. Pentru că zice că sunt lanțuri veșnice și nu pot să activeze. Deci, un fel de domiciliu forțat. Tartar e același lucru cu adânc? Nu știu acum. Mă gândesc că ar fi. Mă gândesc că ar fi. Da, eu așa cred. Cred că are legătură. Dar acum nu am, n-ar vrea să greșesc, să verific exact. Da, cred că are legătură. Aveai un gând aici? Poți să... Ce interesant. De ce au cerut dracii Domnul Iisus să intre în porci? O altă manevră interesantă. Tati? Evrei n-aveau ce să crească porci. Dar nu cred că erau evrei cei care creșteau. Mă gândesc. Păi, în Gadara, lângă Marea Tiberiade, evreios locuie. Nu știu, eu am citit că n-ar fi fost evrei, dar nu asta e important. Cred că este altceva acolo pentru ce au cerut dracii să... Galileea neamurilor, îi zicea într-un anumit nume. Exact. Au fost aduse anumite neamuri în timpul... Da, este adevărat. Au fost aduse neamuri acolo. Eu mă gândesc la un alt aspect. Să vedem finalul acestei întâmplări. Că oamenii... Domnul Iisus cu ce scop s-a dus acolo? Dincolo de aspectul poate să se mai retragă de mulțime, să se odihnească. Eu cred că s-a dus și să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. El, ăsta era scopul lui principal și minunile pe care le făcea, le făcea cu scopul ca oamenii să se adune și să vestească Evanghelia lui Hristos. Asta era. Și să ducă mai departe împărăția lui Dumnezeu. Da? Domnul Iisus a mers acolo ca și oriunde pentru vestea Evangheliei, în primul rând. Iar prin minunile pe care le-a făcut, a arătat puterea Evangheliei. Deci ce poate să facă prin această minune. Deci el și-a arătat puterea prin aceste minuni. Chiar și faptul că le-a dat voie, ieșiți și intrați în porci, a fost tot prin arătat puterea Evangheliei. Da. Claudiu? De aici am o întrebare. Culmea că nu l-au lăsat pe îndrăciți să îl urmeze. Și din potrivă, l-au lăsat ca un mare. O să amintesc scurt că timpul e înaintat, ca să finalizăm acest lucru. Ce? Care era chestia? Porcii, deci dracii, cred că au vrut din nou să zădărnicească, ca și de fiecare dată Satana asta urmează planurile Domnului Iisus. Se vede clar că a produs o mare pagubă celor din Gadar,
și oamenii au fost, înspăimântați și așa mai departe, și nu l-au mai primit. Și pentru acest aspect că le-a produs o mare pagubă. Că nu era numai porc, care aveau grijă de porcii lor, dar porcii credem că aparțineau comunității de acolo. Și le-a produs o mare pagubă celor de acolo și nu n-au mai vrut să-l mai primească, deși au văzut ce mare minune au făcut și trebuia să-l primească cu brațele deschise și să facă ca și în altă parte, să aducă pe cei bolnavi să vindece, dar n-au făcut. Ceea ce face Domnul Iisus un lucru atipic, ceva ce nu obișnuiește El să facă, faptul că dacă de fiecare dată când făcea o minune zice, nu spune nimănui. Ce face acestui îndrăcit? Zice, din contră îi spune acestui îndrăcit, du-te și spune tuturor, uitați ce zice. Marcu, așa, aici sunt. Da, vine aspectul care ți-a zis și tu, pe când se suia el în corabie, Marcu 5 cu 18, omul care fusese îndrăcit îl ruga să lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și uitați ce a făcut omul acesta. El a plecat și a început să vestească prin decapole tot ce-i făcuse Iisus și tot se minunau. Deci el a devenit un ambasador al Domnului Iisus. Dacă nu a făcut Domnul Iisus, a făcut omul acesta. Și știți care a fost rodul, dacă puteți să spunem? Uitați-vă, eu n-am făcut niciodată legătura asta, am observat, nu știm dacă e exact lucrul acesta, dar tot în acea zonă se întâmplă, un pic mai târziu, în Matei 15, observăm că Domnul Iisus predică exact ce amintea tate din Marcu 8, că este aceeași întâmplare, a doua mulțire a pâinilor, o să dau citire. Și Iisus plecând din locurile acelea, după ce merg în Tir și Sidon, se întâlnește cu femeia cananită, merge în zona Marii Galilei. Dar unde merge, interesant? Că după ce termină, traversează, trece în Magdala, care este chiar punctul opus al Gergesenilor sau Gadarenilor, Ținutul Gadaren. Deci se pare că era în Ținutul Gadarenilor sau Gergesenilor, în zona Dacapole, cum zice aici Camesc. Asta, zona Dacapole, Decapole este o zonă mult mai mare, dacă vă veți uita pe o hartă. Iisus plecând din locurile acelea, a venit spre Marea Galilei, s-a suit pe munte și a stat jos, acolo. Atunci au venit la el multe mulțimi, având cu ele șcrop, or, muți, ciunci și mulți alți bolnavi. I-a pus la picioarele lui și el i-a vindecat. Încât mulțimile se minunau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, chiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Dar Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-e milă de mulțime, căci de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămâns, ca nu cumva să le șine pe drum. Ucenicii au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini, ca să săturăm o mulțime atât de mare? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișor. Atunci Iisus a poruncit mulțimii să stea jos pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și mulțumind a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimii. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnice pline cu rămășițele de fărâmituri. Cei care mâncaseră erau 4.000 de bărbați afară de femei și de copii. Și atenție, versetul 36, și dând drumul mulțimilor, s-a suit în corabie și a trecut în Ținutul Magdalei, care este chiar peste drum, m-am zice, traversând Marea Galilei. Nu știm dacă chiar a fost, dar pare că a fost zona în care a făcut Domnul Iisus acea minune cu îndrăciții. Important este că la cuvântul Domnului Iisus chiar și dracii se supun lui și ies afară, da? Asta avea o întrebare. Da. Spune, ca părinte. Întrebarea cu trecerea dracilor în porci. Da. A avut loc la nivel spiritual. De unde au știut locuitorii din Gadara că Domnul e bine pentru treaba asta? Da, e foarte interesant lucrul acesta. Da, spune tati. Nu, spune. Eu mă gândesc că cei ce au fost de față au văzut că cererea omului care a fost... Da, pentru că au spus, s-au auzit.
Și au evangheliști, au auzit evangheliștii. Au auzit ce au discutat, că practic Duhurile nu au vorbit ele fără om. Au vorbit prin om. Prin omul respectiv, o fi vorbit lui Isus și i-au auzit. Și spune că porcarii au mers și au spus tuturor, și sătenilor, ce s-a întâmplat și amintește că au spus și despre porci undeva, nu știu, ori în Marcu zice, sau în celelalte evanghelii paralele, spune că le-au spus despre îndrăcit, a fost ceea ce au spus porcarii și despre porci ce s-a întâmplat. Exact. Și mărturia aceasta, cuvintele acestea care au ieșit de la îndrăcit, că o ceru voie să intre în porci, purcarii le-au auzit și au văzut exact situația. Și atunci i-au tras concluzia. Într-adevăr, ceea ce au vorbit ăștia ei s-a întâmplat o realitate. Uite, porcii s-au aruncat în mare. Nu există altă explicație. Așa. Asta e o citire versetului. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat îndrăcitul. Și a strigat cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisus, Fiul Așa Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, Duh necurat ieși din omul acesta. Și pe urmă urmează că suntem o legiune, suntem mulți, dar strigând cu glas tare, cei care păzeau porcii, normal că... Uitați-vă, versetul 16 din Marcu 5 zice, cei care văzuseră cele întâmplate le-au istorisit tot ce se petrecuse cu cel stăpânit de demon și cu porcii. Da. Deci mai vedem o chestie. Deci, de exemplu, nici drații nu puteau să facă ceva fără aprobare. Da. Nu? Da. Deci aveau nevoie de aprobarea lui Iisus ca să intre în porci. Bun. Și a doua, Iisus nu rămâne cu forță. Nu? Pleacă. Nu vreau să rămâneți? Bun, ok, hai că am plecat. Deci îți dau o chestie care am văzut din versetele și astea. Și iară spun, lucrurile cu porci s-au întâmplat. Gândiți-vă, 2000 de porci la ca o comandă tot să se arunce în mare, deși zice că era o râpă, nu era chiar o stâncă deasupra mării, acolo în Israel, zice că este ceva, o pantă foarte abruptă în zona respectivă și ei în coborârea aia nu s-au mai putut opri și s-au răsobat. Dar de porcii nu au efect de turmă ca și oile, că la exact. Oile s-au sărit una și restul s-au sărit după că e efectul de turmă, dar porcul nu are efect de turmă, le-am zis că s-are un sotul sălă, dar restul rămân. Da. O trăie mai departe. Că ei nu s-a afectat de... Și aia care au fost la potop, unde Dumnezeu a pedepsit pe acei oameni, acea generație și au murit și nepilimii sau uriașii respectiv, dracii care au fost, s-au întrupat, ăia n-au murit. Ăia au fost pedepsiți de... Ei nu au fost pedepsiți cu moartea, cum a fost pedepsit omul, ci au fost pedepsiți cu închisoarea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvintele pe care le-a dat și dacă cumva am greșit în ceea ce am spus, rog să mă ierte și pe voi vă îndemn să verificați acasă ceea ce v-am spus, să vedeți dacă este sau nu adevărat și ceea ce este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu să luați. Să nu uitați că avem un Dumnezeu și un mântuitor care este atot puternic, de care ascultă marea, vântul, totul ascultă și chiar și demonii când el poruncește să închină înaintea lui și ies afară.